Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Acestea sunt cuvintele pe care le-a spus cel mai înțelept om care a trăit vreodată. Declarat nu de oameni ca fiind cel mai înțelept, ci declarat de Sfintele Scripturii. El, cel mai înțelept om care a trăit vreodată, el spune aceste lucruri despre înțelepciunea pe care a văzut-o, nu pe care o avea. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Dacă lui i s-a părut mare această înțelepciune, avem toate motivele ca și nouă să ni se pară mare și de aceea vom continua cercetarea cuvântului lui Dumnezeu pe care îl găsim în Eclesiast, capitolul 9 și începând de la versetul 13. Să cerem călăuzirea Domnului împreună. Tată din ceruri, cuvântul tău a fost insuflat de Duhul tău cel Sfânt. Același Duh Sfânt este chemat în clipa aceasta, Doamne, prin harul tău, să insufle și sufletul nostru în înțelegerea acestui cuvânt. În seara aceasta, Doamne, Dumnezeul nostru, vom învăța despre taina care a stat în spatele acestei înțelepciuni mari. Și prin harul tău, Doamne, am vrea ca acest lucru să se întâmple și în viața noastră, a familiilor noastre și a bisericii și a tuturor oamenilor care vor asculta vreodată cuvântul acesta. Amin. Deci este o înțelepciune mare. Mi s-a părut mare această înțelepciune. Prin harul lui Dumnezeu vom explora acest pasaj al Sfintelor Scripturi ca să înțelegem în ce constă această înțelepciune mare, cum de s-a născut ea acolo, cum a aplicat-o omul acesta, care a fost impactul ei asupra propriei lui vieți, asupra vieții cetății. Și ne rugăm lui Dumnezeu ca și noi la rândul nostru, în casele noastre, în bisericile unde suntem, în lumea în care suntem, să putem fi acest om înțelept care salvează, care scapă de la pieire, care scapă de la moarte. Și fără să ascundem gândul care ne va urmări pe întreg parcursul acestui studiu, nu vom uita niciodată că săracul și înțeleptul care a salvat și salvează omenirea este unul singur, este cel care s-a făcut sărac pentru noi, ca noi să ne îmbogățim prin el. Ne vom îmbogăți în seara aceasta cu cuvântul lui Dumnezeu. Solomon spune că acest om sărac a salvat, a scăpat cetatea de la un asediu devastator. Un împărat puternic asediase, ridicase întărituri în jurul cetății. Nu exista scăpare pentru nimeni, copii, bătrâni, întreaga cetate urma să fie distrusă. Cum a devenit omul acesta salvatorul cetății lui? Ce trebuie să fac eu și tu ca să devenim salvatorul casei noastre, scăparea casei noastre, cel prin care Dumnezeu salvează familia noastră? Sigur că în același timp există un alt plan. Fie că vrem sau nu vrem, puterea celui rău ar vrea să folosească viața noastră pentru distrugerea, nimicirea familiei noastre, a bisericii sau a lumii în care ne găsim, fără niciun fel de îndoială. Cum Dumnezeu spune, caut un om, cu aceleași cuvinte spune diavolul, caut un om prin care să nimicesc și să distrug. Iar noi în această ocazie vom învăța cu ajutorul lui Dumnezeu cum să nu fim omul acela, ci cum să fim omul care scapă cetatea aceasta. Deci omul acesta era un om sărac, spune cel mai înțelept om care a trăit pe pământ, Solomon. Era un om sărac omul acesta, dar era înțelept. Adică sărac în ochii lumii, sărac după măsurile și standardele societății în care trăia el, dar bogat înaintea lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune aici că la omul acesta nu se gândise niciun om, dar aceasta nu înseamnă că nu se gândise nimeni, că la el se gândise Dumnezeu.
Pe el l-a chemat Dumnezeu, pe el l-a ales Dumnezeu, pe el l-a îmbogățit Dumnezeu cu ceea ce nu constituia o bogăție sau o avere pentru societatea lui. Dar omul acesta sărac era cu adevărat bogat și omul acesta la care nu se gândise nimeni era acela la care se gândise Dumnezeu. Aceasta e tot. Ce folos dacă s-ar fi gândit oricine la omul acesta, dar nu Dumnezeu. David spune, Dumnezeu se gândește la mine. Acest lucru este colosal. Dumnezeu se gândește la mine. Aș vrea și mă rog lui Dumnezeu să ne conducă de mână în seara aceasta, să ne deschidă mintea, să ne lumineze sufletele, să putem înțelege prețul fără de preț al acestei căi a lui Dumnezeu, prin care El te pregătește pe tine și pe mine și pe fiecare dintre noi și pe noi toți împreună, ne pregătește pentru a fi cel care salvează într-o situație de pieire, de nenorocire, de distrugere ca aceasta în care se găsea cetatea aceasta. Omul acesta era sărac. Era sărac material, dar întrebarea este, e diferență mare între săraci. Sărac, sărac. Dar din ce motiv este cineva sărac? Unul este sărac pentru că e leneș și a ajuns să poarte zdrențe săracul acesta din lenevia lui. Îi e lene să se trezească dimineața, n-a luat niciun serviciu niciodată, că el nu vrea să fie la program, el se duce doar când vrea, doar când... Și omul acesta, spune Sfânta Scriptură, leneșul ajunge să poarte zdrențe din sărăcie. Un altul este sărac din lipsă de stăpânire de sine. S-a aruncat pe un drum sau în niște lucruri care l-au pur și simplu l-au sărăcit, l-au distrus. Din diverse motive, cu alte cuvinte, este omul sărac. Dar de ce este omul acesta sărac? Pe el este sărac pentru că a investit tot ce a avut el în înțelepciune. Și nu se poate numi sărac. E adevărat că înțelepciunea nu se vede, nu se cântărește ca aurul în grame sau în case sau în proprietăți, nu se cântărește în acestea și nu se vede. Dar aceasta nu înseamnă că ea, înțelepciunea, este de mai mic preț în ochii lui Dumnezeu. Nu înseamnă că pentru omul acela, înțelepciunea pentru care a investit el tot și a devenit sărac, așa cum spune Sfânta Scriptură despre Salvatorul Lumii, că el s-a făcut sărac, el nu a fost sărac. Omul acesta care avea o așa înțelepciune de a salva cetatea, putea să facă afaceri foarte profitabile și putea să fie un om bogat în toate privințele. Numai că el a investit tot timpul pe care l-a avut, a investit toate resursele pe care le-a avut în înțelepciune. Și întrebarea ar fi, când ajunge un om să investească în înțelepciune? Păi, în momentul în care înțelepciunea este pentru tine suprema ta valoare, atunci investești toate celelalte valori în înțelepciune, cheltui toate celelalte valori pentru aceasta, fiindcă aceasta este supremă. Ne aducem aminte că omul acela, când a găsit mărgăritarul de mare preț, omul acela care a cumpărat țarina și a găsit comoara, a vândut tot, adică era o valoare atât de mare pentru el și mărgăritarul și țarina, o să ne ocupăm prin harul Domnului de lucrul acesta în viitor, era o valoare atât de mare încât omul acesta a dat toate celelalte valori. La fel și aici, când Domnul nostru a venit pe pământul nostru sărac, s-a făcut sărac, pentru că avea o valoare mult mai înaltă, mai înaltă decât cerul, mai înaltă decât domnia, decât stăpânirea, decât puterea. Valoarea cea mai înaltă a lui a fost salvarea mea și a ta. Și el a lăsat totul înapoi sau a investit acestea toate pentru mântuirea mea și mântuirea ta, pentru fericirea mea și a noastră și a copilor noștri. Așa și omul acesta. El a ajuns să vadă înțelepciunea ca fiind valoarea supremă a vieții lui. Ce sunt valorile? Ce este valoarea? Nimic altceva decât fundația sau temelia pe care zidim noi casa vieții noastre, pe valori. Cineva spune că Dumnezeu îi conduce viața, altul spune despre un altul că diavolul îi conduce viața. Nu.
ceea ce stăpânește viața noastră și temelia pe care este zidită viața noastră și pe care continuăm să zidim sunt valorile. Dumnezeu conduce viața noastră dacă este de preț în ochii noștri, El. Dumnezeu e prețuit, este iubit, este suprema noastră valoare. Atunci conduce Dumnezeu viața noastră. Pentru că El este o piatră prea scumpă în ochii noștri. Dar uitați-vă la Iuda. El a vândut pe Iisus pe 30 de arginți. Pentru că aceasta era valoarea lui Iisus în ochii lui. Pentru Iisus, cel căruia Dumnezeu Tatăl i-a supus toate lucrurile, toate le-a pus sub picioarele Lui. Iisus, despre care Biblia spune toți îngerii lui Dumnezeu să se închine. Și spune Biblia, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un îndelemn de bucurie. Iisus acesta, care pentru Dumnezeu era toată plăcerea Lui, pentru Iuda era 30 de bani. Ce reprezintă o valoare pentru tine? Care este valoarea pe care o reprezintă lucrul acesta în ochii tăi? Pentru că un lucru nu are o anume valoare în sine. El are valoarea lui proprie, dar valoarea pentru tine și pentru mine este aceea pe care o are în ochii noștri. Dacă în ochii tăi lucrul acesta nu reprezintă mai nimic sau nu reprezintă mare lucru, este o valoare de nimic. Pentru Iuda, Iisus, valoarea lui Iisus era 30 de arginți. Pentru Dumnezeu Tatăl era toată bucuria și plăcerea sufletului lui. Omul nostru, din pilda aceasta prezentată de Solomon, și poate a fost o istorie reală, noi însă luăm mesajul de aici, și înțelepciunea lui, care a fost numită mare, am văzut o înțelepciune a omului acestuia mare, mi s-a părut mare lucrul acesta. Toată această înțelepciune a venit din faptul că el și pentru el valoarea supremă a vieții era înțelepciunea. Ce este această înțelepciune? Ea apelează mai greu la multe minți și unor oameni li se pare de mică însemnătate, dovadă că nici nu investesc pentru înțelepciunea lor și nici nu prețuiesc această înțelepciune. Dar ce este înțelepciune? Înțelepciune, aș spune românește, e o combinație de două cuvinte, înțelegere și acțiune. Și de înțelepciune. Înțelepciune, înțelegere și acțiune. Înțelegere, a înțelege. Lucrul acesta stă la temelia binecuvântării sau blestemului vieții noastre. Dacă înțelegem un lucru și dacă îl trăim pe baza înțelegerii acesteia, el devine o binecuvântare. Dacă refuzăm să-l înțelegem, el devine un blestem pentru noi. Valoarea supremă pentru omul acesta era înțelepciunea. Și înțelepciunea era pentru el căpătarea adevărului sau înțelegerea lucrurilor și acționa în funcție de această înțelegere. Înțelepciune nu este inteligență, nu este acumulare de informații, nu? Ci este o acțiune bazată pe înțelegere, pe o adevărată înțelegere. Și prin harul lui Dumnezeu, în această seară vom explora împreună comoara săracului care a salvat cetatea. Moise menționează în Deuteronom, capitolul 32, versetul 29, dacă ar fi fost înțelepți, ar înțelege și s-ar gândi la ce li se va întâmpla. A fi înțelept reprezintă sau se referă la un om care, în momentul când alege să facă un anumit lucru sau când refuză să facă acel lucru, se gândește la consecințe. Unde duce lucrul acesta? Ce roade va aduce faptul că voiesc să fac așa ceva? Ce roade va aduce faptul că resping și nu vreau să fac lucrul acesta? Pentru că nimic nu rămâne fără efect. Nimic nu rămâne fără urmări. Există un preț de plătit. Valorile pe care le alegem în viața noastră și le așezăm la temelia casei vieții noastre, valorile acestea presupun un preț. Și este fie un preț care ți se va plăti, deci înțelepciunea își plătește prețul în viața ta, este fie un preț pe care îl vei plăti din cauza alegerilor acestora. Din cauza că ai văzut o valoare în
într-un lucru și n-ai văzut nicio valoare în alt lucru. Cea din tâi întrebare, care este trestia de măsurat, care este standardul, de unde știu că un număr e pozitiv și altul negativ? Cine este cel sau prin ce pot să cunosc așa ceva? E sigur că în momentul în care spun că lucrul acesta este o valoare, am un anume reper în mintea mea. Și pe baza aceasta spun că are o valoare sau nu. Mântuitorul nostru ne-a spus, după roade veți cunoaște. Ca să înțelegi dacă este ceva bun sau ceva rău, înțelepciunea prevede discernământ în primul rând. Ca să înțelegi lucrul acesta, trebuie să te gândești la roadele pe care le va aduce așa ceva. Mântuitorul nostru ne-a învățat lucrul acesta. După roade veți cunoaște. Unde duce drumul acesta? Unde se va sfârși drumul acesta? Ce va însemna pentru viața mea, pentru viața familiei mele, faptul că aleg așa ceva sau aleg altceva? Unele căi pot părea bune, spune cartea Proverbelor, la urmă duc la moarte. De unde să cunosc, Doamne? Mi s-a părut bine. Când iscoadele au venit și au spus, vrem să mergem înainte să iscodim țara, Moise spune, mi s-a părut bine, un gând bun mi s-a părut. A fost un dezastru, o catastrofă de 40 de ani. A fost moartea unei generații, nenorocirea unei țări. Decizia aceasta care inițial lui Moise i s-a părut bună, mi s-a părut bun gândul acesta. Dacă ar fi înțelept, spune el în Deuteronom 32:29, ar înțelege, așa înseamnă înțelepciune, și s-ar gândi la ce li se va întâmpla. Deci, nu lua niciun drum, nu lua nicio hotărâre dacă refuz să înțelegi unde duce. Indiferent dacă cineva închide ochii, dacă cineva nu vreau să aud sau orice ar face, aceasta nu schimbă realitatea. Mergând spre nord și dorind să mergi spre sud, e zadarnic ce fel de vise ai avea, de emoții, mergi spre nord. Niciodată nu vei ajunge în sud, n-ai cum, pentru că acestea sunt legi după care funcționează viața și cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă astăzi și ne spune omul acesta înțelept care a salvat cetatea, în primul rând s-a gândit la consecințe. El când a văzut generația lui, care era interesată, era o generație materialistă și interesată în valori din acestea care n-au niciun fel de valoare în realitate, pentru că ele pierd odată cu întrebuințarea lor, dispar, se distrug. El a căutat o valoare care nu pierde și cea mai înaltă dintre toate a fost, pe care a găsit-o el și pe care a considerat-o pentru el a fost înțelepciune. Vă amintiți că de altfel lui Solomon i-au fost oferite posibilități, alege, spune. Și el a spus, Doamne, nu știu un alt dar mai înalt decât înțelepciunea. E mai înalt decât biruința asupra lumii întregi. Dacă ar câștiga un om tot pământul, dar și-a pierdut sufletul, la ce ar folosi? Așa că el spune, dă-mi înțelepciune, Doamne. Dă-mi înțelepciune ca să știu să disting între bine și rău. Dă-mi darul acesta. Și Dumnezeu l-a ascultat. El a aplicat, mai mult sau mai puțin, darul acesta, așa cum și noi. Nu e totul să înțelegem lucrul, nu e totul să avem adevărul despre lucruri, ci felul cum este aplicat, ce facem cu acest adevăr. Despre fiul lui Isahar se spune că erau oameni care se pricepeau în înțelegerea vremilor. Noi trăim niște vreme acum extrem de complicate și planeta noastră este supusă unui cumplit bombardament de molimă și politică și este o confuzie, o teamă, o frică peste sufletele oamenilor în vremuri ca acestea, omul lui Dumnezeu care are înțelepciunea aceasta care vine de sus și care este întâi curată și apoi pașnică și apoi este plină de roduri bune și apoi este ușor de convins cu ceea ce este adevărat, ceea ce este nobil, ceea ce vrednic de iubit, aceea convinge sufletul prin înțelepciunea care vine de sus.
fiii lui Isahar se pricepeau în înțelegerea vremilor și partea a doua știau ce trebuie să facă Israel într-o vreme ca aceasta. Nu e de ajuns să pricepem vremea, nu e de ajuns să pricepem situația dacă nu facem ce trebuie. Ei aveau aceste două componente cerește, aș spune, înțelepciunea care se coboară de sus, este înțelege și acționează. Ei înțelegeau vremea și știau ce trebuie să facă. Și înțelegerea despre care vorbim, a înțelege pe cineva sau a înțelege ceva, stă la temelia atât a relațiilor dintre noi ca oameni, și cât și a relațiilor dintre noi și Dumnezeu. Și dincolo de orice, ea aduce acest fel de roade despre care a vorbit Sfânta Scriptură. Este temelia casei pe stâncă sau pe nisip. Acestea sunt valorile. Stânca și nisipul reprezintă valorile vieții tale pe care casa ta este zidită. Aceasta este... E la temelia casei tale. Și indiferent ce casă ar construi cineva, dacă nu este construită pe înțelepciunea care vine de sus, atunci este construită pe nisip și nu are niciun fel de viitor. Este o risipă cumplită, este o investiție total ratată, o viață pierdută. Chiar auzeam zilele trecute, îmi spunea cineva cu așa un fel de regret sinistru în glas. Cred că mi-am risipit viața, cred că am... Și e bine dacă cineva totuși a reușit să înțeleagă lucrul acesta, chiar pe cruce, cei doi tâlhari, unul a priceput ceva. Și e diferență mare. E bine dacă a înțeles cineva lucrul ăsta, dar dorința lui Dumnezeu este să înțelegem înainte de a intra pe drumul acesta. Dacă ar fi înțelepți, cum a spus Moise, s-ar gândi unde duce drumul acesta. Dacă ai fi înțelept, te-ai gândi ce vei zice într-o zi. Poate că astăzi zici, nu mă interesează, nu vreau să văd, nu vreau să înțeleg. Bun, astăzi zici așa ceva. Ce vei zice mâine? Dacă ai fi înțelept, te-ai uitat la lucrul acesta. Ați observat că în relația cu Dumnezeu, eu voi spune lui, îmi pare rău că eu am umblat într-o credință fără să înțeleg. Am vorbit despre lucruri, în capitolul 42, versetul 3. El spune, am vorbit despre niște lucruri pe care nu le înțeleg. N-am cerut de la Dumnezeu să înțelepciune, să înțeleg, ci am luat lucrurile așa la prima vedere sau cum m-a condus mintea mea și unde am ajuns. Am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine. Mi s-a părut că e ușor, că prind din start, dar în realitate n-a fost așa. De nenumărate ori, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă la curăție de cuget. Despre lucrul acesta o să învățăm chiar mâine. Ne îndeamnă și ne spune să păstrăm o viață curată, să trăim o viață sfântă și probabil unor oameni li se pare că sunt privați de libertate. Care libertate? Libertatea de a te distruge, libertatea de a-ți distruge familia, libertatea de a-ți distruge mintea, puterea de înțelegere. Ce libertate este aceasta? Nu cumva aceasta este o sclavie cumplită, deghizată în libertate? Nu cumva acesta este un blestem deghizat în binecuvântare? Nu o binecuvântare invers deghizată, ci un blestem deghizat. Oamenii de dat la rău, spune cartea Proverbelor, adică oamenii care practică o formă sau alta de păcate, fără de lege, de gânduri murdare, de fapte murdare, de depravare, de imoralitate, într-un fel sau altul, omul care trăiește în acest fel, omul acela își distruge propriul său suflet. Psihologia a demonstrat că oamenii care mint nu mai au puterea să creadă. Deci un om zice că a rezolvat nu știu ce mințind. Știi ce ai obținut, dar nu știi ce ai pierdut. Pentru că în realitate un om n-a obținut nimic pe calea aceasta comparat cu ceea ce a pierdut. Ai pierdut puterea de a mai crede și până la urmă puterea de a crede în Dumnezeu. Cu ce se poate plăti așa ceva? Există vreun preț sau vreo valoare? Oamenii de dat la rău nu înțeleg ce este drept. Nu. Din cauza aceasta.
Din cauza aceasta, Bunul Dumnezeu ne-a spus, nu merge pe calea celor păcătoși, nu adopta lucrurile acestea. Tot ce știi că este păcat și rău, nu merge acolo pentru că îți va tămă sufletul, îți va tămă mintea. Pe când partea a doua versetului spune, cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Vezi unde duce viața de credință, vezi unde duce viața de sfințire, de credincioșie față de Dumnezeu, vezi unde duce curăția de cuget, vezi unde duce adevărul, unde duce cinstea, unde duce frumusețea. Acesta este rezultatul. Cei care, versetul 5, deci din capitolul 28 din Proverbe, cei de dați la rău nu înțeleg, au distrus puterea de înțelegere a creierului și cei ce caută pe Domnul înțeleg. Aceasta este marea, marea diferență. Probabil că nu vedem nicio legătură la un moment dat între viața de credință și înțelepciune sau inteligență sau pricepere. Nu am poate să chiar și cita cineva. Unul poate să fie un om desfrânat și poate să fie un bun doctor sau un bun avocat sau... Nu, este un avocat desfrânat, este un doctor desfrânat, este chiar un pastor desfrânat, este un creștin desfrânat. Lucrul acesta nu lasă sufletul omenesc fără urmări. Nu se poate întâmpla așa. Cine ia foc în sân, scrie în cartea Proverbelor, și nu îi se aprind hainele? N-ai cum să faci lucrul ăsta. Sau mergi pe cărbune aprins să nu ți ardă tălpile? Nu se întâmplă lucrul acesta. Și aș vrea să împart cu voi un episod care m-a umplut de recunoștință către Dumnezeu. Am înțeles rolul credincioșiei. Un om din satul nostru, din satul meu natal, a avut o calitate de copil. El era politicos. Poate te gândești, bine, dar într-o așa lume brutală și ce mai vorbim de politeță, frate? Care e mai tare? Și... Ei, nu, el nu a fost așa. El a fost un om politicos și omul acesta care a participat la război ani mulți din viață, la un moment dat a trebuit să facă față împreună cu regimentul de unde era el unei cumplite boli numită holeră. Mult mai groaznică decât ce se întâmplă astăzi. Și întreg regimentul în care el era s-a îmbolnăvit cumplit, se murea boala aceasta decima pe oameni. Și într-o seară a apărut o bătrână cu o oală de pământ în care avea o fiertură de in, un fel de mucilagiu din in făcut de ea acasă și a spus, maică, uite, luați un pic și mâncați din ăsta, că ăsta te scapă de holeră și soldații brutal și abrutizați, te pleacă de aici, a venit baba asta cu supăsătia, nu vreau să apă. Și sigur că n-a luat nimeni, dar omul acesta, Nenea Niță, așa îl chema, pe care l-am cunoscut personal, și omul acesta de politețea lui, a zis să nu dezamăgim inima acestei femei. Să nu facem să fi venit degeaba. Nu știu ce mare leac sau neleac este ce a adus ea, dar să fim politicoși. Atunci dă-mi mie, măicuță, a zis el, dă-mi mie. Și el a mâncat și a fost singurul care a trăit din regimentul lui. Și a trăit până la 103 ani. Și dacă cineva l-ar fi întrebat sau cineva ar scrie raportul vieții lui, ar spune că omul acesta a fost salvat prin politeța lui. Pare că nu e nicio legătură între a fi politicos și a fi scăpat de la moarte, dar este. Când Dumnezeu a spus, nu te dedea la rău, că aceasta unde se va întoarce asupra ta, rău te va ajunge, te va prăpădi, te va distruge. Cultivă binele, frumosul, adevărul, fă lucrurile acestea că mai devreme sau mai târziu acestea se vor întoarce și îți vor aduce comori de bucurie în viața și ființa ta. Vei înțelege toate lucrurile în trecerea vremilor, adică înțelegerea crește continuu, pe măsură ce o trăim, pe măsură aceasta ea crește. Și ea nu este ceva care vine asupra noastră
întâmplător sau datorită conjuncturii, ea se coboară de sus. E numită înțelepciunea care vine de sus și ea vine prin rugăciune. Știți ce i-a spus îngerul lui Daniel când a vorbit cu el? Daniele, din cea din tâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi, ai venit la rugăciune, ajută-mă să înțeleg, Doamne, și partea a doua să te zmerești, adică să asculți ceea ce ți se va descoperi și vei înțelege. Din ziua aceea, tocmai am fost trimis din cauza acestor cuvinte ale tale, am venit din pricina acestor cuvinte. Rugăciunea aceasta a ajuns la Dumnezeu. Este deci o rugăciune, este o cerere. Dă-mi, Doamne, darul acesta să înțeleg. Să înțeleg și ce se întâmplă, să înțeleg și pe cel de lângă mine, să înțeleg și familia mea, să înțeleg adunarea, ajută-mă să înțeleg și ajută-mă să trăiesc și să lucrez după înțelegerea aceasta. Este un dar de la Dumnezeu și este condiționat de voința noastră. Dumnezeu îl dă tuturor, îl dă cu mână largă, fără mustrare, așa spune Biblia. Fără să părtinire, el nu are specialități, noi suntem, cum zicea Netanyahu, vai de noi cu poporul ales. Nu, Dumnezeu dă cu mână largă tot, el dorește ca toți oamenii, absolut toți oamenii, să vină la pocăință, să fie mântuiți. El dorește ca niciunul să nu piară, este oferit tuturor. Nu toată lumea primește, pentru că aici Mântuitorul spune, dacă vreți să înțelegeți, deci dacă vreți, și Iacov vrea aceste cuvinte spunând, vrei să înțelegi, dacă vrei să înțelegi. Îngerul i-a spus, zice, tu ți-ai pus inima ca să înțelegi, ai dorit, te-ai rugat, te-ai luptat să înțelegi. Și de când îi chema la predică Mântuitorul nostru și înainte de a începe cuvântul, el spunea acestor oameni, ascultați-mă toți și înțelegeți. Era, de fapt, binecuvântarea inițială pe care el o rostea. Talmudul spune că înaintea oricărei creații imaginabile în Universul lui Dumnezeu, el a creat această înțelepciune. Și după aceea, în lumina ei, ați văzut că în cartea Proverbelor spune, eu eram acolo cu el, înțelepciunea personificată, este o parabolă acolo care arată că Dumnezeu m-a făcut cea din tâi dintre lucrările lui. Și este lucru cu care începea Iisus predica. Ascultați-mă toți și înțelegeți, în zadar asculți dacă nu înțelegi, în zadar înțelegi dacă nu trăiești. Ascultați-mă toți și înțelegeți, spunea Mântuitorul. Lucrul acesta afectează puternic relațiile dintre oameni. Știți de ce există conflicte între oameni, conflicte în familii, conflicte în biserici? Ați rămâne uimiți. Ce, și am rămâne cu toții fără glas, pur și simplu, ce diferit ar fi situația dacă ne-am înțelege unul pe celălalt, unul cu celălalt, dacă ne-am înțelege. Dacă citim în Scriptură, Pavel, Marele Apostol, se desparte de Marele Apostol Barnaba pe baza faptului că nu s-au înțeles unul pe celălalt. Barnaba n-a înțeles pe Pavel, Pavel nu a înțeles pe Barnaba și neînțelegerea i-a despărțit. De multe ori încercăm să rezolvăm diverse probleme, dar adevărata problemă e faptul că nu ai înțeles pe aproapele tău, ai interpretat greșit cuvintele, n-ai înțeles cuvintele lui. Ai auzit sunetul, ai pus asupra unui om o anume mască pe care o ai în mintea ta, dar nu este omul acesta cel pe care l-ai mascat tu și să nu aud de ăsta. Păi asta e creația ta, nu e el în sine. Dar în înțelegerea aceasta a despărțit chiar pe cei mai buni apostoli și poate să despartă biserici și familii. Câte divorțuri, dacă Dumnezeu ar descoperi astăzi, câte divorțuri au avut loc din cauza că nu, omul a refuzat să înțeleagă pe cel de lângă el. Este lucrul cel mai prețios pe care omul acesta sărac, care a salvat cetatea și a cărui înțelepciune este atât de mare, el a făcut din această înțelepciune comoara lui. Sigur că avem planuri de viitor, planuri de viață, planuri de familie, dar înainte de orice căutați mai întâi înțelepciunea aceasta care vine de sus, așa ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu. Și se ruga adânc psalmistul David. Învață-mă, suntem în psalmul 119 și versetul 66. Învață-mă să am înțelegere
și pricepere, căci cred în poruncile tale. Dar degeaba cred dacă nu învăț, degeaba învăț dacă refuz să înțeleg. Toate acestea sunt legate strâns între credința cu înțelegerea și cu priceperea. Învață-mă să am înțelegere și pricepere, căci cred în poruncile tale. Eram în fața bisericii într-o seară după ce se încheiase slujba și un frate spune altui frate: dacă ar fi Iisus în persoană, acum chiar aici înaintea ta, ce-i cere să-ți dea? Acesta i-a răspuns: i-aș cere să-mi dea timp să mă pot pregăti. Celălalt i-a spus, zice, știi că aceeași întrebare ți-am adresat acum 24 de ani, mi-ai dat același răspuns. Și Dumnezeu ți-a mai dat un sfert de secol și acum tu spui că vrei ceva timp. Dar trecând la noi, dacă bunul Dumnezeu ne-ar întreba, cum a întrebat pe orbul Bartimeu, ce voiești să-ți fac? Ce voiești să-ți dau? Orbului acestuia i-a adresat aceeași întrebare pe care a adresat-o lui Solomon, fiindcă la Dumnezeu nu e diferență între orbul Bartimeu și Solomon, sunt copiii lui. La fel este cu privire la noi. Dacă în seara aceasta, în ocazia aceasta, El ne întreabă pe noi, ce ai vrea să realizezi, ce dar ai vrea de la Dumnezeu, care ar fi răspunsul tău? Cel care nu vedea a spus: Doamne, dacă voiești, poți să mă curățești. Și Domnul Iisus i-a spus, cel care a cu lepra, dacă voiești, poți să mă curățești. Domnul Iisus i-a spus, da, voiesc, fi curățit. Celuilalt i-a spus, ce voiești să fac pentru tine? Vreau să-mi capăt vederea. Și a căpătat vederea, i-a fost dat darul acesta. Ce dar ai cere tu? Haideți, în lumina acestor cuvinte a omului sărac, care a scăpat cetatea prin înțelepciunea lui, omul acesta și-a investit tot ce a avut ca să înțeleagă. Și de aceea a scăpat cetatea, pentru că a înțeles situația. Un cuvânt spune că nu putem să ajutăm o lume dacă nu înțelegem. Nu poți să ajuți copilul tău sau familia sau biserica sau soția sau soțul dacă nu îl înțelegi, dacă nu înțelegi despre ce este vorba. Haideți să cerem împreună darul acesta de la bunul Dumnezeu, pe care El îl dă cu mână largă și fără mustrare. Tată din ceruri, pentru că ai spus că voiești să dai darul acesta, te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos, în această seară, dincolo de orice, dă-ne, Doamne, darul înțelepciunii așa cum este ea în Hristos Iisus. Fă ca întreaga noastră viață să fie investită în înțelepciunea aceasta cerească, înțelepciunea care se coboară de sus. Și ajută, Doamne, ca prin înțelepciunea noastră, prin darul pe care ne-l dai, să putem scăpa propria viață și viața casei noastre și a bisericii și a lumii în care trăim. Ajută-ne să fim omul acesta care a investit tot ce a avut în înțelepciune, care a fost un necunoscut, un nerecunoscut, un nerăsplătit, dar care a scăpat cetatea. În numele Domnului Iisus. Amin.